Uneori suntem puși în situația de a face alegeri și poate că acesta este și farmecul vieții. Cumva ne punem amprenta asupra destinului și ne influențăm viitorul. Se întâmplă însă ca deciziile pe care le luăm la o vârstă fragedă să aducă în timp regrete. Pe care le întâlnim la țară și un loc de muncă la un birou, oameni bine îmbrăcați, utilități și locuri de distracție, lucruri găsite la oraș, poate că stăm pe gânduri. Alegerea până la urmă se face în funcție de personalitatea omului, dar și de posibilitățile pe care acesta le poate avea. Odată făcute alegerile, viața merge mai departe, dar la un moment dat întrebarea apare inevitabil. Am făcut oare alegerea potrivită? Da, am locuit o bună parte, deci aici și am și lucrat 18 ani în localitatea Peteritea, deci când am terminat liceul pedagogic în 71, repartiția am luat-o tot în comuna natală. Am lucrat pe urmă printr-o împrejurare. Am plecat la Târgu Lăpuș, la grupul școlar din orașul Târgu Lăpuș. Deci ați locuit și la oraș. Asta am locuit și la oraș. Dar parcă la vârsta noastră e mai bine aici la țară. Pentru că cei mai frumoși ani din viață mi-au trecut construind o casă, crescând doi copii. Dumneavoastră ați locuit toată viața aici în Vima Mică? Da. N-ați locuit niciodată la oraș, așa-i? Așa a făcut serviciu numai la Târgu Lăpuș. Dar este aici. Și dacă ar fi să vă întoarceți așa în timp, ați schimba ceva? Ați vrea să locuiți la oraș sau nu? Păi și da și nu. De ce da, de ce nu? Păi la oraș e mai frumos, mai îmbrăcat, mai aranjat. Aici la țară, mă rog, femeile îmbrăcate e mai frumos. Acolo aici mai ca la țară. Dumneavoastră ați locuit toată viața în Vima? Da. N-ați locuit la oraș, așa-i? Am fost la construcții, pe la Deș, pe la, da, și la Reșița, dar iar m-am întors aici. De ce v-ați întors? Da, pe aici am nevoie familia. Și dacă ar fi și dumneavoastră să dați timpul înapoi și să vă gândiți să aveți de ales unde v-aș duce? Oraș, dar cum e greu. De ce v-ați fi dus? Păi aici e muncă grozavă, ia acum la bătrânețe, nu mai bine a sta acolo, dar și acolo sunt taxe mari și treburi. Sat. De ce? Eu am fost crescut din țăran și mediul țărănesc e mai plăcut decât orășesc. Am copii în Baia Mare, treburile lor, dar aici la țară e mai bine. Ai o pasăre, ai ce vrei, un porțel, un ăla.